Ziua, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Una dintre greșelile sunt care... Bună ziua și bună seara! Suntem pe canalul Ce se întâmplă și urmărim videoclipul Ce se întâmplă acum în Ucraina. Deci, ne vom distra. Ok. Se stă, este cea legată de război, înțeles ca fiind un succes economic, înțeles ca fiind ceva ce duce la un succes economic. Am explicat aici în nenumărate rânduri de ce e o prostie, de ce e o idee absolut nefuncțională. Look, history judges us for what we do. This is a critical time right now. Da? Deci, aflăm că războiul niciodată n-a fost o activitate, să-i spunem așa, profitabilă pentru o țară sau pentru niște entități din țara respectivă, de exemplu pentru fabricații de armament. Ideea că se câștigă economic din război este o prostie și mai mare. Da, e o prostie să câștigi războaie, să înrobești popoare și să le mulci pe urmă de resurse. Prostie. Am înțeles. Tarea, fără precedent al lumii, are legătură fix cu absența războaielor. În absența războaielor are legătură fix cu faptul că trăim vremuri în care cea mai puternică forță militară nu își folosește forța asta. Deci aflăm că planeta noastră traversează o perioadă de pace și belșug și datorăm acestei pace Statelor Unite ale Americii. Da? Care au milă de planetă și nu își folosesc deloc forța militară. Militară pentru a se extinde pe teritoriile din jur. Nu își folosesc forța militară pentru a se extinde pe teritoriile din jur. Istoric, pentru că o țară a devenit imperiu, convertindu-și dezvoltarea economică în armată, iar prin armată și-a extins teritoriul. Nu este cazul Statelor Unite ale Americii, tot ce li se repune. Nu este cazul. Dar știți, aici era continentul nord-american și cumva Statele Unite au înflorit din solul american, cumva scăpat o păsărică, o sămânță din cioc și cam așa s-au petrecut lucrurile. Da? Și Statele Unite nu s-au extins niciodată teritorial. Mexicul ne poate confirma chestia asta, sunt convins, nu? Bine, de fapt chiar băștinași, nativi americani, amerindieni, și ei pot confirma că nu. SUA era aici de când lumea și pământul. Proșează, dacă vedeți, este faptul că s-au folosit de armată ca să scoată din funcție diferiți dictatori, după care li se reproșează că au plecat din locurile respective. Da? Deci, rostul Statelor Unite ale Americii pe planetă este să aducă democrație, da? Unde vede un dictator, într-adevăr, un pic contra legislației internaționale, îl răstoarnă, da? Se ocupă cu regime change, ok? Da, deci, da, face chestia asta din bunătatea inimii sale de americuț. Bun. Faptul că au plecat ar trebui să fie cumva în favoarea lor, dar asta este ceva ce li se reproșează. Da, și mai trebuie să ne gândim la o chestie, nu trebuie să-l întreb. Așa că, hai să spunem că îi apucă pe americani cheful de extindere. Ce fac? Se duc peste canadieni? Bă, nu cred. Peste Mexic? Încă o dată? Că alte opțiuni nu prea mai au. Sau poate vor să-și facă, nu știu, o enclavă, un fel de insulă, nu știu, să spunem în mijlocul Irakului și să facă din acea insulă încă un stat american. Hă? Sau poate vor să sară pârleazul la ruși, da, din Alaska? Cam astea sunt opțiunile. Observați? E un pic problemuț. Domnule, în comentarii am văzut, dar ce au făcut americanii în Irak? Ani mahterim nefsi, ani ani qadhi. Men yuhtaram, men yuhtaram, yuhtaram. Şunu hal. Peste un pic, după ce l-au urmărit, după să-l auzi nici opul, au plecat în Afganistan. Ce au făcut americanii? Au plecat. Deci nu au cucerit un teritoriu rămânând acolo. Da. Deci nu și-au făcut încă un stat, da? Să-l pună și pe la colecția de Statele Unite în Afganistan. E drept, nu știu ce caută ei în Siria acum, dar
poate are totul vreo legătură cu zăcămintele de țiței din zona pe care o ocupă în mod un pic ilegal, dar nu ne mai luăm de la asta. Dar important e că nu fac acolo referendum să-i întrebe pe sirieni, bă, hai, vreți să vă alipiți la Statele Unite ale Americii? Da? Asta e foarte important. Bun. Cu asta a însemnat până la urmă forța militară a Americii. With the ayes are 311 and the nays are 112, the bill is passed. Realitatea în care acum trăim este asta, îi se contestă americii această autoritate, acest edificiu de cea mai importantă forță militară a lumii. Da, și se contestă cu armele pe masă, da? Ok. Ar trebui totuși să se bage cumva în legislația internațională faptul că Statele Unite ale Americii sunt prima forță militară a planetei și, pe urmă, restul statelor să fie pedepsite în caz că nu respectă această lege. Ok? Ceva de gen. He's a leader like no other. Commander of a formidable military. Să care deține armate... Da? Deci, avem imagini cu liderul chinez, da? Cu armata chineză, să vedem ce comentează autorul peste aceste imagini. Cei ce mai puternice s-au adunat pentru a le folosi în scopul extinderii, vârfuri de lance fiind de momentul de față. Da? Deci, pe fondul imaginilor cu armata chineză și cu președintele Chinei, ni se vorbește despre aceste puteri ale axei răului, așa care vor să își extindă teritoriile folosind forța militară, da? Și-a ales bine imaginile, zic eu, pentru că na, China este recunoscută că toată ziua bună ziua sare pârleazul și se duce peste vecini, da? Să le cucerească teritorii. Sau nu? Hai să numărăm de câte ori a invadat China Japonia și pe urmă să numărăm de câte ori a invadat Japonia China. Ca să ne facem așa o idee, da? Că tu ne certăm cu China, se pare. Rusia. Consumatorii de propagandă rusă cred în acest moment că scopul era pedepsirea ucrainenilor care i-au tratat urât pe etnicii ruși. Ce-au făcut ucrainenii? Ce-au făcut? Ia! Moment că scopul era pedepsirea ucrainenilor care i-au tratat urât pe etnicii ruși. I-au tratat urât pe etnicii ruși, da? Bă, zici că nu le-au ținut ușa la lift când veneau etnicii ruși cu bagaje. A? Sau poate că le sunau la ușă și pe urmă fugeau. Mi-e și mie jenă de jena acestui om, nu a acestui om, ci acelui, a naratorului care ne spune ce se întâmplă. Da? Prietene, termenul este U și anume CIS. Mi. Da? Caută tu pe Google căți. Ok. Civili etnici ruși, bărbați, femei și copii. Ai auzit vreodată de alea îngerilor de la Donetsk? Te ajută Google, găsești pe Wikipedia. I-au tratat urât, mă. Și în care tupeu o să vorbească, hai să vedem. În Ucraina, după care mai adaug o altă închipuire, că Rusia este deranjată de avansarea NATO, că... Rusia e deranjată de avansarea NATO. Asta este o închipuire, o plăsmuire, da? Nu e ca și cum rușii le-ar fi spus americanilor, băi, nu avansați cu NATO spre noi, ne deranjează. Și pac, americanii mai avansau și rușia. Bă, nu avansați cu NATO spre noi. Și americanii iar avansau, da? Deci este un mit popular că rușii ar fi supărați pe înaintarea spre est, adică spre ei, a NATO, da? Aha. Atunci le propun rușilor să avanseze și ei, nu știu, cu niște baze de rachete, undeva în Cuba, am ales așa o țară la întâmplare, că sigur, sigur, americanii pe care acest ins îi pupă în trei litere, sigur, sigur, nu vor fi deranjați. Da, e tot o manipulare. Bă. Wow. Și vă dați seama câte chestii a spus și suntem alea în minutul
2 secunda 40 a clipului. Câte granițele ei, adaugă și această închipuire și formează un pachetel. Trebuie să ținem cont de faptul că NATO este o alianță defensivă, iar de la momentul... Bă, dar de unde știm noi că NATO este alianța defensivă? Se numește Alianța Nord-Atlantică Defensivă? Sau cum? Hm? De unde știm? Eu zic că este la fel de defensivă precum este defensiv scutul de la Devesel. La fel de defensivă. Ați observat, iar un exemplu la întâmplare, ce defensivă a fost Alianța NATO în Iugoslavia? A? Sau în Irak, furtună în deșert? Deci, o acțiune specific defensivă. Când de peste mări și țări, da, aduci trupe din partea cealaltă a globului pământesc, practic, ca să te aperi în țara unor. A, da, 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 știu, știu, știu. Păi atunci nu era NATO. Erau, da, tot țări membre NATO, dar se numeau altfel, gen Coalition of the Willing, da? Deci NATO rămâne o chestie defensivă și își schimbă buletinul când are chestii ofensive de pus la cale, da? Bine. Chiar Nord Stream, conductele alea, tot așa atacau, atacau ceva și a venit NATO și... Ok, defensivă, da, că ziceți voi, ziceți. În țării ei, de fiecare dată când s-a mai adăugat un membru, e membru acela beneficiat de această protecție, ceea ce a făcut să nu fie războaie. NATO este cumva o alianță de descurajare în timp de război. Nicio țară NATO nu a fost atacată, ceea ce înseamnă... Dacă l-aș pune să numere războaiele pe care le-a purtat... Le-au purtat Statele Unite ale Americii de la al doilea război mondial încoace, cred că le-ar pierde și eu, da? Că existența NATO nu favorizează ideea de război. Dimpotrivă, toate țările din jurul Rusiei care nu se află în NATO și care au dat cumva să iasă din această stare de... Da, deci țările NATO, a spus el cumva, dar așa mai a sugerat-o, că domne, țara NATO, gata, n-ai război și na, Turcia poate confirma, cred că și Marea Britanie poate confirma și cred că și Argentina, da, e de acord? Sigur, sigur că da, pace, porumbei păci, da? Deci asta este Alianța Nord-Atlantică a porumbeilor păci. Ok? Hai mai zi. De subordonare în care au fost supuse, au fost atacate sub același pretext. Some troops heading to the South Ossetian capital, Skin Valley. Ceva e nici duși care sunt tratați în neregulă de către autoritățile locale cu tare trebuie... Ceva e nici ruși care sunt tratați în neregulă, da? Deci, s-a schimbat de la s-au purtat rău cu ei la au fost tratați în neregulă. Neregulă e un cuvânt mai neutru decât rău, da? Deci, probabil, rău e, stă pentru U, ci și anume S, da? Și așa, da, ok. Cred că, nu știu, ăștia georgenii au înjurat sau ceva pe niceruși. Cred că asta s-a întâmplat. Okay. Să intrăm ca să reușim să eliberăm cu tare. Ești sub același pretext și Georgia, și Cecenia, și Ucraina în trecut, și Ucraina în prezent. Întotdeauna Rusia lui Putin a atacat țările din jur care nu i s-au supus și care nu erau parte a acestei alianțe NATO. Da, deci, rușilor, vă rog eu frumos, adică încercați și voi să vă adaptați la noile standarde. De ce să atacați numai țări din jur? Da, când puteți și voi, în Orientul Mijlociu, să... ok, stați că s-au băgat și rușii acolo, în Siria, dar cu invitația expresă a conducerii politice a Siriei. Ceea ce e altceva. I would like to thank the Russians for accepting to give a precise deadline. In 1 week, in 1 month, the complete withdrawal of Russian forces from Georgia. De exemplu, Belarus. Ce au făcut? Ce au făcut rușii? S-au retras din Georgia. Aoleu! Au pus în aplicare tactica pacifistă americană. Bine, acum vreau să spun și eu ceva. Americanii nu s-au retras din Afganistan. Au fugit din Afganistan. Da? E o mică nuanță. Da?
Rușii, vedeți cum s-au retras pe etape organizat. Nu peste noapte, toți au fugit și au lăsat vorba pe aia la alții. Nu? Voia sorții și a talii și a mebanilor. Rusul nu a trăit așa ceva, nu a încercat să se dezvolte dincolo de Rusia, a rămas în această stare de subordonare, ceea ce i-a adus un soi de pace. I-a adus pur și simplu pace. E un soi de pace, adică o pace nasoală, cred că asta vrea să ne sugereze. Russia preparing for a war of the century. Just have a look at what's going on. The NATO is strengthening its eastern flank, fearing that Russia might invade its member states. Cum e asta, da? Deci, NATO s-a dus și a extins flancul estic și acum e îngrijorat despre flancul estic pe care și l-a extins și l-a apropiat de Rusia. Da? Nu era mai simplu să stai tu în banca ta? N-am fi. And to address this concern, the US-led military bloc is constructing its largest base in Europe. Și puneți pauză aici, da? Și vreau să vă aud la comentarii unde își face NATO cea mai mare bază militară de lângă, practic, Rusia. Unde anume? Hai, 3, 2, 1, ați scris, ați lăsat probabil și un like și play. Ia să vedem unde, unde? That's right. In Romania. With Ukraine at the north, the Black Sea to the southeast, Serbia to the southwest, Hungary to the west. Romania does not share a border with Russia, but fears of Nu încă, probabil. Russian aggression have reached an all-time high. The $2.7 billion project plans to expand the Romanian Air Force 57th Air Base. It is located close to the Black Sea port city of Constanța. Vestea importantă a acestor zile este, după cum probabil știm cu toții, vin armele acelea pentru ucraineni, arme cu care să se poată. Bă, cum e să vorbești despre arme și să-ți freci palmele? Satisfacție. Apăra. Lucrul acesta generează o nouă stare de stupidă în rândul celor care simpatizează. Stare de... Ia, să ne concentrăm. De... Rezistența Rusiei, starea asta de extindere militară, generează o nouă stare de stupid, crezând... Stare de stupid. Doamne ferește. Ăsta e ca Iohannis. Inventează expresii. Și pe urmă le sertarizează pe aici pe canal, nu? Parcă așa a spus Iohannis. Ruse, că este război în Ucraina nu pentru că atacă Rusia, ci pentru că Ucraina se apără. Iar Ucraina se apără datorită armelor care ne sunt livrate. Deci pare că Occidentul întreține războiul în Ucraina ajutând Ucraina să se apere. Stai. Hai să o luăm ca și logic așa, da? Fără partizanat. Dacă Ucraina nu va avea arme, nu se va putea apăra și războiul se va termina, nu știu, să zicem 7 zile. Dacă este alimentată cu arme, se va putea apăra, ceea ce e un lucru pozitiv, dar războiul va continua și se va prelungi și ce se întâmplă în timpul unui război? Mor oameni. Deci, e adevărată afirmația, furnizați arme în Ucraina, războiul se prelungește. E pur și simplu adevărată. Într-adevăr că voi vreți ca războiul să se oprească și voi vă doriți lucrul ăsta, dar numai cu victoria unei anumite părți. Dar afirmația în sine este foarte adevărată. Orice armă care intră în Ucraina prelungește războiul. Simplu.